Spatele multor oameni. Bă, înseamnă că are o capacitate să moară mama. E mentalistă. Că nu e frumos să vorbești. Nu știu ce să spun, dar n-ai dreptate, Dani. Deci tipul ăsta nu e în stare să vrăjească... Nu e în stare să vrăjească niciun măgar bet. Am presupus. Înțelegi? Am vrăjit. Eu când am vorbit Veronica cu ea pe mine, m-a scos din sărite, nu m-a vrăjit. Păi asta da, da, și nu cunoștea nimeni atunci. Păi asta zic, a evoluat, s-a școlit, a evoluat ce-i trebuie, se mai enervează ca pe vremuri. Înainte și când îți povestea așa, cu precipitații și dădea din mâini și s-a agitat toată. Și ai fetiță, stai liniștită că deși Ardeleni nu te atacă nimeni. Mai molcom, știi? Da, e chiar molcom, absurd clar. Ce s-a întâmplat cu ea. Dar problema e că eu nu cred că ea a evoluat. Ea doar a învățat să își stăpânească pornirile, ieșirile. Și atunci ieșirile. Să-i dăm cezarului ceilalți cezarului. Nu, cum, atunci, a învățat de la Veronica, nu? Nu știu dacă de la Veronica. A învățat întâi de la botezatul, după aceea, care e un maestru al diversiunilor. Și după aceea a preluat-o Cara, care i-a mai administrat și ea doze. Care a terminat-o. A administrat în doze mici. Niște acțiuni din astea de deci până tip. La urmă constatăm cu toții că Bianca nu este un produs al propriei ei voințe. Nu, e un, e e un burete, al meu, e un burete al emoțional, Veronica, nu e așa. Un burete emoțional, de suge de la toată lumea ce poate, știi? Nu fi mă, Rauma, nu fi mă, băi, ce da, emoțional, azi e un burete emoțional. Îmi spune suge într-o emisiune. Emoțional, nu fi tendențios. A sugerat că... Nu e așa. Și revin obsesiv la întrebarea aia. Cum a putut să te fraierească 3 ani? Păi da, n-a fraierit. Voi aduce în discuție Veronica îi plăcea care... că apare la televizor. Neavând o relație, adică nu, nu ea vede, bă, lui, ei știu foarte bine cât se roagă are de mine relație, să apar, de greu e de fapt să apar. Se roagă de tine să apar în general, nu e, oameni, redacțiile, da, da. Asta o confirm, foarte, da. Eu vin din rușine și vin pentru că consider că răsândatoare au fost... Doamne, aveți grijă, nu mai invitați că vine fata din rușine. Nu vine pe bani la emisiuni, Vera. Asta... Da. Știu sigur. Da, și chiar nu te-a plătit nimeni, Vera. Nu prea poate refuza. Vera, da? Pe cuvântul tău că nu te-a plătit nimeni niciodată. Nici nu-mi place să vorbesc despre asta. Nici nu-mi place să vorbesc despre asta. Cum să vorbești? Zi pe bun. Cel mai bine știu oamenii cu chiar care te-a colaborez. Nimeni nu te-a plătit niciodată. Nu vreau să vorbesc. E jenant. Mă, Vera, mă, că nu cred, mă. Trăiești ce vrei? Măi, eu am lucrat în Canal D, mă. Stai cu minte, mă, Vera, mă. E dreptul tău. Mă, Vera, că-ți bați ai luat de la Canal D, mă. La oamenii la Canal D nu se duce nimeni neplătit. Înțelegi că nu s-ar duce nimeni. Toți vin momiți cu bani. Nu e adevărat. Nu e adevărat că nu se duce nimeni neplătit. A lucrat omul ăla acolo. Zi-mă tu. Eu am avut top show acolo, știu altceva. Care era situația. Nu, dar așa e, uite, eu făceam matinalul la Canal de când a apărut și nu știu dacă pot să zic din casă, da, dădeam 150 de euro fiecare om care venea la matinal. Că aveam buget și trebuia să-l cheltuim, noi eram idioți, nu? Când dai, dai. Ia nu, da, dar dacă mai... nu dădeam, nu mai vedea nimeni, nu se mai trezea dimineața. Dar nu e de asta discuția. Eu nu vorbesc despre asta pentru că nu cunosc lucrurile astea. Băi, e o discuție, pentru că o opinie o ai când ești liber. Ai văzut? Dar fără bani în buzunar. Și altă opinie ai când ești plătit. Ai văzut? E o mare diferență. Ai grijă. Iar povestea inițială de la asta a pornit. Că ea a fost plătită, s-a dus acolo. Și s-a făcut manevră. Bianca. A plâns nu știu ce. Și când a luat-o în brațe, asta spune ea. Ce tare scena. Că ea a palmat plicul. Da. Lasă-mă că-l dau eu înapoi. Da, e posibil ca Veronica să-l fi dat înapoi. Dar tu crezi asta? Vreau să vă spun eu cum a fost adevărul. Tu crezi povestea asta, dar fii sincer, Dale, dacă poți. Zine. Tu crezi povestea. Nu, mai rog, fii sincer. E păcat să nu fie adevărată, că e frumos. Bine, asta că... Sigur că au depus actele și că le-au semnat. Da, le-au depus, da. Dacă le-au depus, dacă e confirmată, divorțează. E confirmat. Da, nu. De ce să divorțeze? Are 30 de zile să îi încurce, să îi facă muci cravată, să îi facă creierul varză și după aceea să-l aducă în stadiu în care să spună tu ești să nu-l minimalizăm pe Adrian Cristea în astea 30 de zile. Să nu, corect, vorba lui Ceaușilă. Să nu îi știrbim din puterea de seducție a lui Adi Cristea. Exact. Da. N-ai cum să-l minimalizezi. Dependentă de el. Frățioane, nici n-ai cum să-l minimalizezi. Da, dar ce nu înțelegi tu, orice poate, dioptrite ai uitat la el, tot mare. Auzi, Dan, poate înțelegi sau încerci să privești lucrurile altfel. George, nu știu unde vrei să bagi.